S-a înfrat o adunare plictisită, care abia așteaptă să se termine, fiindcă cei dinainte au consumat timpul. Dacă ești un dascăl bun, trebuie să faci acel hilaritas, acea stare de bună dispoziție, care să amintească oamenilor că n-au rămas degeaba, că poate află ceva. Așa ca și în cartea, de la persoană la personalitate. Putem glumi. Persoanele au plecat, personalitățile au rămas. Vă mulțumesc! Sigur, trebuie să fac ceva mai mult, ceva neașteptat. Inginerii fac lucruri neașteptate. Să surprindă. Și vreau să surprind două persoane din sală. Le datorez mult. Le datorez drumul de la persoană la personalitate, poate care am avut-o eu și ei, fiindcă suntem prieteni de peste 60 de ani. Și în ordine alfabetică sunt Dan Drăghici și Liviu Mureșan. Spiritualitatea noastră era una prieteniei. Aproape că am citit cartea asta atunci când nu știam să citesc. Și am găsit acolo gândurile de care vă spun acum. Mi se pare important să mă gândesc la prieteni în lumea atomizată care vine. Gândiți-vă la ce vă lipsește și vă vor lipsi din ce în ce mai mult. Acum, sigur, aș vrea să vă spun ceva care poate să fie un capitol la cartea care am citit-o a domnului Negruții, din marea familie Negruții, descendent. Este absolvent al studiilor economice, o facultate de management a proiectelor. Noi, inginerii, facem proiecte fără să știm că este o facultate de management a proiectelor. Însă, legat de acest lucru, aș putea spune ceva în favoarea celor care fac și altceva decât meseria lor. Fiindcă s-au supărat oare chimiștii atunci când fizicienii Rutherford și Marie Curie au luat premiul Nobel pentru chimie? Nu cred. A luat fizica pe căi greșite, fiindcă teoreticienii Einstein și Broca, de exemplu, erau ingineri? Nu cred. Trebuie trecută termodinamica printre artele militare, fiindcă creatorul ei, Nicolas Sadi Carnot, era ofițer de geniu? Nu cred. A suferit fizica din cauza că medicul Robert Mayer a descoperit legea de conservare a energiei, chimistul Otto Hahn fisiunea nucleară și botanistul Robert Brown mișcarea browniană? Nu cred. Și juristul doctor în legislație ecleziastică, Amedeo Avogadro, legea ce-i poartă numele? Nu cred. Iar inginerul de poduri și șosele, Augustin Fresnel, a dezvoltat teoria difracției luminii. Foarte bine, îl cred. L-am fi ales oare pe baza unor idei exclusiviste ca membru al Academiei pe Michael Faraday, fost laborant crescut de chimistul și inventatorul Humphrey Davy și rămas fără studii oficiale? Nu cred. Sau pe Josef Fraunhofer, ucenic și manager de firmă particulară, rămas și el fără studii? Oare ar fi fost academician la noi? Nu, dar a schimbat lumea. De fapt, modul în care omul își acceptă destinul poate fi mai important decât însăși destinul său. Și, în acest context, ca în ideea cărții de care vorbesc și care îi scriu un capitol oral acum, răbdarea e cheia oricărui succes. Dar ne apare această răbdare și ca o formă minoră a deghizării în virtute. Personalitățile nu fac actorie. Persoanele acceptă această deghizare în virtute. Ei bine, acum, dacă ar fi să dau un alt titlu cărții, titlul e puțin forțat de alte două care au apărut sub forma sandwich-ului și aceasta fiind la mijloc, trebuia să aibă legătură. De-aia aș spune la cartea asta așa. Managerul propriului tău destin. Că este vorba de individ. Este o chestiune de introspecție. O chestiune de a vedea o societate așa cum este și o cunoaște în fiecare. Dar ar trebui să vă spun câteva lucruri.
fiindcă toate gândurile, demersurile și întrebările ne găsesc cu fața spre viitor, nu altfel. Iar lumea de mâine a constituit totdeauna un motiv de speranță, dar și de îngrijorare. Ce se va întâmpla mâine? În căutarea unui răspuns mulțumitor, gândul se vede tentat să ia înaintea faptei, reflecția înaintea acțiunii directe. În felul acesta, consumul nostru de supoziții și ipoteze apare de-a dreptul impresionant, mai ales astăzi și acum. E momentul care marchează reflexia, iar reflexia înseamnă prin definiție tentația de înțelegere. Reflexia, nota Hegel, realizează cel puțin atât, transformă trăirea în gândire, transformă inconștientul în conștient. Iar cartea pe care o ai în mână cu această ocazie, cartea pe care vă propun acum, nu fără o firească emoție spre lectură, e rodul unei frumoase și tenace munci autorului care explică metamorfoza persoanei spre personalitate, pe fondul unui trecut, care este o construcție a memoriei, mereu proiectat în viitor, integrând unitatea trinomului vital, trup, psihic și spirit, cu interacțiunile vieții ce conduc spre unicitate a caracterului și, în final, a personalității. Cartea este o construcție conștientizantă despre aportul acestor trei componente la un întreg mai mare sănătos în sens fizic, moral și social. O replică cordială care o dau domnului Dulcan, aducând elogii nepoțelei dânsului, este că ea are dreptate chiar de acum. Fiindcă, dacă ne gândim la aceste elemente sinergice, înțelegem că sinergia înseamnă că părțile fac mai mult decât întregul. Deci 2 și cu 2 fac mai mult decât 4. Așa cum spunea un copil cu mintea limpede. Este o chestiune foarte serioasă, fiindcă personalitatea unui om reprezintă astăzi cea mai înaltă sinteză sufletească, fiind o valoare morală și profesională, un deziderat etic și estetic, pe care mulți îl propun să-l ajungă și puțin îl ajung în adevăr. Ea este o realitate întreagă a omului și locul de întâlnire între schimbare și permanență, dar și creația gândirii celor din jur, în special. În acest context, personalitatea definește o individualitate umană care se opune topirii în colectiv, printr-un sistem născut de preferințe și respingeri, printr-o formă de existență intelectuală ce nu se poate dezminți niciodată. Dacă ne uităm la construcția cărții, vom găsi aceste lucruri, fiindcă Sorin Negruț își axează discursul pe trei coordonate, corpul, fizicul și spiritul. Fiecare segment este analizat și discutat, cu multe note de originalitate. În contrast cu multe lucrări pe care le-am citit în acest sens și las cititorului dreptul de a avea propriile opinii. Trupul, fizicul și psihicul se află reciproc în relații de interdependență, influențându-se reciproc și generând originalitatea individuală. De remarcat că dintre cele trei componente, doar una este vizibilă, respectiv trupul. Psihicul și fizicul și spiritul se manifestă numai prin formele comportamentale existente, care sunt reflectate în obiecte, cunoștințe și atitudini. În concluzie, demersul intelectual al lui Sorin Negruț este prodigios. Un indiscutabil aport exact, științific și pragmatic, util în evoluția spirituală a fiecăruia dintre noi. Eu consider că această carte este un real succes al cunoașterii. Dacă ne luăm puțin să gândim mai amplu, adică îmi permit să scriu și eu un capitol la cartea asta, în care mi-am dat seama că fiecare avem lucruri de care ne temem și lucruri pe care le iubim. Și de fapt că toți vedem lumea așa cum este, adică în spatele vizibilului simplu se ascunde invizibilul complicat. Așa zicând, după cum spunea și filozoful cândva, România este locul de întâlnire a celor două mari mituri fundamentale. Mitul construcției veșnic neterminate, din meșterul Manole, bineînțeles, și mitul invidiei ucigătoare, fraticide, din Miorița.
mituri ce și-au izvorul pe teritoriul României, dar în afara perimetrului Transilvaniei. Și e foarte important. Vă rog să nu mă emoționați, că sunt un om slab. În partea aceasta de Românie se poartă practic un fel de blestem al discontinuității. Un blestem parcă al rupturilor. Și de aceea vitregile și destinul istoric al acestui col de țară au făcut posibile o grămadă de lucruri care ne ridică semne de întrebare. Și atunci, conform cărții, Dumnezeu face minuni. Restul e treaba spiritului uman, la care suntem noi. Totdeauna am fost fascinat de istoria veche, foarte veche, pentru că e mai mult decât o legendă. E atât de veche și poate neadevărată încât o cred. Iar dacă am așeza omul zilor noastre în fața Sfinxului Antic, a cărei întrebare mereu repetată, cine ești, de unde vii, unde te duci, sigur îl irită și îl deranjează, fiindcă se poate trăi și fără memorie, fără amintiri, se poate trăi chiar și fără să gândești, fără a simți, fără a-i cunoaște pe ceilalți, nici măcar pe tine însuți. Da, se poate trăi și așa, dar se trăiește prost. Se viețuiește o viață veșnic pradă soarte hărăzite de alții și nu ca un om înzestrat de bunul Dumnezeu cu inteligență, suflet și conștiință. Așa se face că omul modern, instruit așa cum este, răspunde întrebărilor Sfinxului și ne absorbă de orice responsabilitate, proclamând: o, Sfinx amăgitor, nu mai este teamă de tine, puțin îmi pasă de cele întâmplate, de cele întâmplate că am ieșit din adâncurile tale, dar din moment ce m-am născut, voi scăpa din ghearele tale, pentru că numele meu e voință, rațiune și analiză. Și totul pleacă, totul se pleacă în fața puterii mele. Pentru că așa stau lucrurile, eu sunt stăpânul tău, iar tu devii inutil, o iluzie zadarnică a trecutului, speranță de șarpă, ultima fantomă a zeilor dispăruți. Ei în nisip și lasă mie pământul, unde în sfârșit o să răspândesc libertatea și fericirea, între ghilimele. Doamnă, câtă rătăcire, câtă smintire, și parcă așa e realitatea. Realitatea celor de-al treilea mileniu în care ne aflăm de ani buni și nu poate fi abordată fără suportul istoriei și al unei noi spiritualități. Noua spiritualitate pe care a lansat-o profesorul Dulcan postulează originea spiritului, spirituală a Universului, în contextul în care viziunea materialistă a permis crearea unei civilizații tehnologice, însă filozofia care a motivat-o n-a putut explica și depăși actuala criză planetară. A spune el. Și acum vă spune că l-am cunoscut pe profesorul Dulcan când, invitat fiind la Clubul Seniorilor de la București pentru astfel de discuție, dânsul era acolo, eu am întârziat puțin ca orice provincial, nu știu adresa. Dânsul era acolo, l-am cunoscut și am avut o discuție despre geneză. Eram la invitația academicianului Dumitrache, cu un an mai mic ca dânsul, la același liceu Nicolae Bălcescu din Pitești. După care am rămas pe gânduri și aia a făcut ca apoi să citesc cărții acestui om excepțional. Și de fapt așa și trebuie, să ne iubim valorile care le avem și care încearcă să schimbe ceva. Și să știți, e mare criză de timp, trebuie să ne grăbim. Fiindcă timpul trebuie înțeles ca un fel de ierarhie subtilă a conflictelor creative. Însă nu trebuie uitat că linearitatea scurgerii timpului are doar o mică legătură cu nelinearitatea evenimentului care ne înconjoară. Și avem nevoie de o carte ca aceasta, care arată drumul de la persoană la personalitate, prin educație. Fiindcă atunci vom înțelege ce înseamnă manipulare.
care este o caracteristică a democrațiilor. Atunci vom înțelege de ce astăzi, urmărind ce înseamnă media, observăm fenomenul de distragere a atenției, neutralizarea capacității de a gândi independent a populației. Înțelegem globalizarea corupției. Ne punem problema creștinismului și a identității europene. Ne punem problema internetului spion. Ne punem problema vaccinului și a recoltării precoce de ADN. Cum putem să facem față acestui val, acestui ocean, acestui tsunami? Printr-o nouă spiritualitate, pe care cărțile pe care le-a promovat profesorul Dulcan sunt mai mult decât atât. Sunt mai mult decât lucruri meritorii de a fi citite. Eu acum am mai multe pagini și vreau să sar peste ele ca să nu-mi spună unul meu prieten Dâncu: domnule profesor, ați vorbit prea mult. De obicei îmi face figuri de forma următoare: veniți că trebuie să vorbiți la o lansare de carte. Când ajung acolo, întreb: al câtelea vorbesc? Păi singurul, că ceilalți n-au venit. Atunci trebuie să improvizez și acum, după ultima de la Salonul Gaudeamus, m-am pregătit cu mai mult. Zic, totuși, dacă e cazul, e criză de timp, să fac față. Și acum mă găsesc în situație inversă, că poate cele mai interesante lucruri pentru dumneavoastră nu le spun, iar cele subiective care îmi plac mie le spun. Și apare un conflict care totuși e rezolvat de această nouă viziune spirituală a spiritualității noastre. Vreau să spun atâta. De exemplu, Mathieu Ricard, un francez care a renunțat la o carieră științifică de prestigiu, a devenit călugăr budist. Călăuzit de această dorință spirituală foarte puternică pentru a se cunoaște pe sine și de a accede la starea mentală de fericire. În celebra sa carte intitulată Fericirea, un ghid pentru dezvoltarea cele mai importante abilități din viață, Ricard definea fericirea nu ca pe o stare emoțională trecătoare, ci ca pe o stare optimală de a trăi viața. Prin fericire înțeleg aici un sentiment profund de înflorire care se poate genera într-o minte excepțional de sănătoasă. Aceasta nu este un simplu sentiment de plăcere, o emoție trecătoare sau o stare de moment, ci o stare optimală de a fi. De asemenea, fericirea este o cale de interpretare a lumii, ca în cartea pe care am citit-o cu mare plăcere. Deoarece în timp ce s-ar putea să fie greu să schimbi lumea, întotdeauna este posibil să schimbi modul de interpretare al ei. Cunoștințele naționale, raționale reflectă natura fizică și tangibilă a lumii în care trăim. Cunoștințele emoționale reflectă natura emoțiilor și a sentimentelor noastre, care sunt reacții directe la interacțiunea cu lumea pe care trăim. Cunoștințele spirituale reflectă o natură intangibilă a gândirii despre viața și existența noastră în această lume. Iar introspecția o face cel care va citi această carte. Acum, sigur, cunoștințele spirituale sunt posibilele răspunsuri la întrebările pe care le avem despre sensul existenței noastre în această lume. Întrebări de formă: cine sunt eu, cine suntem noi și așa mai departe. Oricum, trecând peste aceste lucruri, ajungem la sacru care a acordat o atenție aparte cartea. Între cunoaștere și înțelegere, de fapt, se găsește totdeauna ființa. Sacru totuși nu se opune rațiunii, în măsura în care asigură armonia dintre subiect și obiect. Sacru este parte integrantă a noii raționalități, a noii filozofii despre lume. Realitatea cuprinde și subiectul și obiectul și sacru, care sunt cele trei fațete ale uneia și aceleiași realități. Fără una din aceste fațete, realitatea nu mai este reală, ci o fantasmagorie distructivă. Realitatea redusă la subiect a născut societățile tradiționale, care au fost anihilate de modernitate. Realitatea redusă la obiect a dus la sistemele totalitare. Realitatea redusă la sacru a dus la fanatisme și integrisme religioase.